încearcă să te focusezi pe subiectul ăsta și să mă lași pe mine că nu m-am uitat la George, Alexandra în uite, Codruț, din mă nou mi-a spus că sunt mincinoasă, din nou. George, era Diana la masă cu, și tu erai lângă Mădălina și tu i-ai spus Dianei să nu mai vorbească despre lucrurile astea, că n-are niciun rost? Că ce? Că nu are ce? Să mai vorbească, să aducă dovezi și așa mai departe? Să aducă sau să n-aduc? Să nu! Să nu mai aduc! Să nu mai aducă, să nu mai vorbească despre lucrurile astea, că n-au niciun rost! Okay. Alexandra, Codruț nu știi! Ai spus, Diana, mi-ai spus în felul următor că George cu Mădălina voi au să fie naș? Alexandra! Alexandra! Nu eu. A, Codruț voia. Alexandra. George, tu e confirmat lui Diana. Nu, lasă-mă un pic. E confirmat lui Diana că tot ce spune ea este adevărat, dar n-are rost să mai vorbească? Alexandra, stai un pic. În mare parte tot ce spune ea este adevărat. Stați-mă să vă spun eu cum a fost, că vorbiți amândoi prostii. Diana, sau nu mai știu cum a fost intervenția Mariei la Diana, să aducă discuțiile lor private. Eu am venit și am spus Dianei: Diana, nu mi se pare normal să faci chestia asta. Din punctul meu de vedere, discuțiile voastre private sunt discuțiile voastre private. Tu fii mult mai inteligentă, lasă deoparte ce s-a întâmplat și vezi-ți de treaba ta în competiție. Și tu nu i-ai zis, Diana, că mare parte are dreptate, dar nu are rost să mai aducă lucrurile astea în competiție? Am spus că are și ea dreptate, nu că nu are parte. Am zis că și ea are dreptate cu ceea ce... George, este adevărat că Codruț te-a întrebat să fiți naș? Nu, am spus până și acolo pe canapea când Diana a spus că... Din nou te-a mințit. I-a spus ei că eu cu Mădălina să fiu naș la nunta ei și eu i-am spus și nu știu așa Dianei ceva, nu am auzit, nu mi-aduc aminte. Mie mi-a spus, nu lui George. Iar tu, subiectul pe care l-ai pornit, vin un pic să-ți atrag atenția. Că iubirea este mare. Chiar te rog eu frumos să îți faci tu o relație, să demonstrezi tu o iubire adevărată cum vrei tu, că atât eu cât și iubirea mea nu te încurcă pe tine cu nimic în această competiție. Păi nu, fratele meu, dar tu vii aici și te dai îndrăgostit și iubita ta mergea într-un picior în gală și tu erai concentrat să te ceri cu Maria, despre ce vorbim? Poftim, nu poftim, pare să ți se pleacă. Rău, Alexandra, mă repet, dacă în continuare nu ai capacitatea necesară încât să te focusezi pe subiectul Alexandra pe care l-ai tu azi despre un bărbat care este îndrăgostit de tine și te focusezi tot pe relația mea cu Mădălina, înseamnă că ești foarte frustrată, draga mea. Nu mă focusez pe absolut nimic. Îmi pare foarte rău. Vorbeam aici, am o atenție, ceva, am o atenție Diana, mult. Auzi, îi ofer o atenție Codruț, pe care nu te va oferi ție niciodată niciun bărbat, crede-mă. Codruț, ce-ai zis? Hai să nu exagerăm. Băi, și Codruț aici, da. Așa că, în continuare, îți vorbesc de tot elegant. Te rog frumos. Taci, mă! Nu mai vorbi! Să bagi la cap ce s-a întâmplat. Taci, că nu vorbesc cu tine, n-auzi că vorbesc cu Codruț, ești surd! Tu nu vrei să vorbești cu mine? Păi vezi că tu vorbești de mine, Alexandra. Da, vorbi de mine. Vorbesc de tine? Nu, cum tu vreau făcut o firmă. Mă repet, Codruț, ce ai capacitatea necesară. Mă, taci, mă, și lasă-l și pe el să vorbească. Lasă-mă pe mine. Bine, când terminați, când terminați voi. Și vezi-ți de treaba ta, Alexandra. La revedere. Sper că ai înțeles.
Bravo! Mamă, Romeo, când ai făcut așa, s-a ridicat fusta. Da? Cer scuze. Hai că v-am dat idei. Am scris și eu, Marinescu Was. Ce mai faci? Ce să fac? Marinescu ce? Was. Marinescu Was. Stau! Și eu, ce să fac? Al meu, tot al meu e cel mai important. Auzi? Hai, vă pup, pa! Te pup, da, și eu te pup. Bine, te pup și eu, pa. Să nu te mai aud, că vii și comentez de ceea ce s-a întâmplat. Pentru că în loc să concentreze la subiectul cu tine, merg la baia eu înțeleg. Ia-te ce zic. În momentul când nu are subiect, bă, ți-a venit o picătură de aia, înțeleg. Da, 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 da. Dar azi chiar a avut subiect, trebuie să facă treaba ei. Să se concentreze pe ce vrea ea. Eu n-am cum să-i pun mâna la gură sau să-i pun microfon sau să-i zic despre ce să vorbească. Păi fii atent. Vorbească despre ce vrea ea. Ia fii atent. Dacă tu nu-i pui mâna la gură să vorbească de ce vrea ea, nu-i mai pune mâna la gură nici ăsta, dar să vorbească și el ce vrea. Nu mai da cu scaunul după el. Dacă stai... El, am dat jos. Păi, nu, dacă stai să o iei logic și tu nu ai nicio treabă cu ce face ea, nu avea nicio treabă nici cu ce face ăsta. Păi am avut. Înțelegi? Dacă, am dacă așa pui problema... Am încercat să zic ceva de 5 minute. Păi, dacă așa pui problema cu Drus, te rog frumos. Avea... Păi... Nu, dacă ai observat, stăteam aici și am încercat să-i zic ceva de 5 minute. Ok, în momentul când a vorbit cu mine, ce n-a intervenit? Te-ai spus să-și vadă treaba ei. De ce? Am fost stat aici 5 minute, după am când eram eu pe conexiune. De ce? Păi unde ești conștient, n-o să-mi dea mie niciodată conexiune când sunteți voi doi ce aveți. Hai. Ciodată în viață. Dacă nici când are subiecte despre tine, a avut azi ta mai subiectul și nici măcar nu s-a concentrat pe subiectul, s-a concentrat tot pe relația mea, nu pe subiectul tău. Atunci, scuză-mă pe mine. Nu, că ești covidat. Codrus, ce faci acolo? Scriu. Ce scrii? Învăț să-mi scriu numele, că am 3 clase plus. Dar de ce vă certați mai devreme? Abecedarul. Cine? Tu cu George, sau de ce vă contraziceați? Nu ne-am certat. Dar de ce vă contraziceți? Dacă ai auzit, ce ne întrebi? Dar n-am auzit, că a intrat Mariana în momentul în care s-a dat conexiunea și n-am auzit. Din cauza ta. Din cauza mea? E, ce mă, nu. Nu. Da? Spun eu. Ia zi. Ce-ar fi frumos să faci tu? Ce-ar fi frumos să fac eu, dar tu îmi spui mie ce-ar fi frumos să fac eu? Dacă mă las să vorbesc, vorbesc. Dacă nu, vorbește tu. Eu te înțeleg pe tine. Eu n-am așteptări, Alexandra. Vorbește cu cine vrei, zice, vrei, face. Eu te înțeleg pe tine că în momentul când nu ai subiecte, încerc să mă... Hai să nu vorbim. Încerc să implici iar relația mea cu Mădălina și ceea ce fac eu. Înțelegi? Dar încearcă să implici asta în momentul când nu ai subiecte. Astăzi, pe lângă alte multe zile, aveai un subiect care ținea despre tine și despre viitorul tău. Mi-aș fi dorit, măcar astăzi, să te axezi pe ce vrei tu să cunoști în această casă, că vrei să-ți faci o relație. Am venit și ți-am spus foarte frumos, chiar dacă ne certăm de 5 luni de zile, de 4 luni de zile, băi, băiatul ăsta este îndrăgostit de tine. A recunoscut și el. Te-a rugat frumos, reflectează foarte bine la ceea ce ți-am spus eu. Ceea ce ți-a spus Diana. Ce a ținut de puterile mele în legătură cu Codruț, am făcut. L-am invitat în camera roșie, iar, și am stat de vorbă cu el. A, da, și ai terminat. Ce-a și după ce ai terminat Codruț, te-ai gândit să mai intervin un pic în relația mea? Să-mi spui tu mie că sunt atent cu iubita mea, asta ai vrut să trai în evidență? Chestia pe care mi-ai zis-o, în care Diana au zis că eu o să mă schimb pentru ea și că George și păi cu Mădălina... Păi i-a zis! Și mă, George păi. Și cu Mădălina... George, i-a zis! Dar lasă-mă un pic și pe mine viața mea. Hai, spune. Că George și cu Mădălina o să fie nașta nunta mea. L-am întrebat pe George și el a zis că el nu știe nimic despre așa ceva. Ok, bun. Diana mie mi-a spus lucrurile astea pe care eu ți le-am spus ție, după care George i-a spus că, Diana, știu că ai și tu dreptatea ta. Adriana a auzit! Stai, mă, lasă-mă să văd ce zici. Dar nu mai are niciun rost să mai vorbești. Dar nu are niciun rost să mai vorbești. Okay. În legătură cu acel subiect, cu nașul și nășica, eu am spus că... Seamă vrea să aducă conversații, să dovedească ce are de dovedit, să le aducă dacă le are. Chiar o rog frumos. Băi, Codruță, eu mă duc acolo în casa fetelor și spun că nu este frumos, ci normal. Să aducă niște conversații din discuțiile tale private. Păi de ce să rămână discuția asta în aer, George? Tale private, George, dar de ce să rămână discuția asta în aer? Și tu acum vii și spui dacă ai ceva să aduci, adu. Adică, băi, George, eu nu mă ascund de nimic. Păi lasă fata să aducă dacă are ceva să aduci. Degeaba insistați că nu...
pot să ascund absolut nimic. Vrea să aduc, deci nu te ascund. Păi și eu mai sunt de vreme, Diana, mai devreme că de ce i-a prins focul acum? Ai răbdare, o să afli în curând, fata mea. Dar ai zis acum că nu s-a dus niciodată. George, nu are ce să... Și după ai zis că îl aduce în curând. Ceea ce am vorbit eu cu el. Codruț? Da. Păi și eu despre asta. Aveți răbdare, în curând. Da, dacă ai zis că nu s-a dus niciodată. O să vedeți. Ce, la ce se referă la mesaj? Vă referiți-vă asta la ce? Ce o să vedem? Mă, la mesaje nu o să aduc niciun mesaj. Gata. Ce o să vedem? O să vedeți în curând. Ce? O să aduc. Nu o să vă spun. Păi încă nu a spus tot. Încă n-a spus tot? Dar de unde știi? Păi noi nu avem nevoie de vorbe. Noi am nevoie de povestiți. Da, Adriana. Aia, da, gata. Nu te bai cu de nu te e. A spus când ești... Par o să-mi arăte mesajul. Dacă este așa cum am spus, eu o să-ți spun. Da, tu poți aberezi la fel de... Ba nu, eu? M-ai fost tu de focul meu într-una, într-una comentarii. Eu nu aberez cu nimic. Aia. Ce? Pune viața mea, știi tu ce ești, îndrăgostită și tu de mine? Eu? Că într-una, într-una... Auzi, dar raportul Alexandre, ce-a vrut să facem pe care? Aia, într-una ce fi vorba de mine, comentezi. Sau ce ai? Codruț! Codruț! Tată, spune viața mea, ce ai pățit? I-ai dat raportul Alexandre, ce ai vrut să faci după gală? Când? Ia zi! Ce după gală? Păi ce ai vrut să faci după gală? Portul Alexandrei? De unde știi tu ce am vrut să fac după gală? Mie mi-ai spus! Când? După gală! Ce mi-ai spus? Ba, George! Ai auzit? Jură-te! Hai că te-ai roșit iar, Codru! Jură-te! Nu mă distrează aia într-un hal! Ce ai zis? Acum după gală ți-am zis ce am vrut să fac? Ce-ai vrut să faci? Mă, cu mine! George, cu Mădălina, și tu i-ai spus lui aia, noi ce să fac cu tine? Ia suma, Codruț, că spune mie, să mă pup, zi-mă, ce să faci? Să recunoască. De ce nu-i spui, mă? Să te pup. Da, ai uitat? Da, unde? El uită. Hai, 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 ai uitat? Vezi că se pupa Mădălina și cu George în fața noastră și ne zi la aia, noi când am vorbit eu după gală. Ce? Când am vorbit eu cu tine după gală, mă? Vezi că eu am ieșit pe la băieți, hai, deci te rog frumos, că aici n-ai cum să minți. Aia. Am ieșit pe la băieți și era în spatele meu, aia. Era și Marinescu în spatele tău. Aia. Da. Eram și eu, mă. Era și Mădălina cu mine, deci nu minți, să știi. Și tu vorbești și cu asta, vorbești și cu Diana, vorbești și cu Alex. Și te auzi și George. Codruț, așa o să mint. Lasă vrăjeala. Pare rău. Lasă, lasă. Bine aia. Lasă să mai încoace teatru. Păi am auzit că, na, în ultimul timp îi cam dai raportul. Am crezut că e dat și de data asta. Atunci să fii pupată când te-ai pupat eu. Că ai băgat în seamă prima dată cu mine. Da. Când ai mințit tu, ai eu și cu Maria. Te bagi în seamă cu el de dimineață. E adevărat. Alexandra! Dacă Codruț avea ceva de discutat cu Diana, eu stăteam acolo și tăceam din gură, nu avea nimeni nevoie de confirmarea ta, crede-mi. Eu vreau să vorbesc cu Codruț, cum el, eu în ziua aia când el a afirmat că eu am vrut să fac materiale cu el, eu n-am continuat discuția. Ai vrut? Nu! Ba da! Nu! Nu s-a dovedit că mesajele erau diferite. Există unde Maria l-a sunat și el spune, nu Maria, Doamne ferește, să spun eu așa ceva pe gură, ce vorbiți? Există. Am auzit că registrarea, da? Există. Când l-a sunat Maria și el a spus, Maria, eu să fac, să spun așa ceva despre tine și despre aia, nu! Tocmai de aia și vorbesc. Ai, n-ai spus, Codruț? Pentru că în ziua aia n-am putut să vorbesc. Registrare, n-ai spus? Ce? Că așa că te-am spus, dacă vorbesc, eu am înțeles ce spuneți acolo, dacă vorbiți și una mai tare ca alta. A spus că te-a sunat Maria, da. Și tu i-ai spus că tu nu ai spus niciodată faptul că ele două au vrut să Maria și cu aia au vrut să facă materiale cu tine. Vezi că ai fost înregistrat, a adus aminte, că... ai fost înregistrat. Nu, Maria m-a întrebat așa, Codruț, te-am sunat eu pe tine și ți-am zis să te dai în emisiune că îți place de mine? Că vrem să facem materiale cu tine, tu ai spus nu. Nu, așa a fost întrebarea. Faza cu materialele, am zis că da, ați vrut. Dar nu e adevărat, nu e adevărat, bine, băi, Maria. Te-am întrebat Maria, întrebări, ți-am dat două întrebări și de materiale și după, spre finalul conversației, te-am întrebat, ai spus că vrei, ți-am spus să vii în casă să spui că îți place de noi și tu ai spus, nu, dar de unde așa ceva? Și de materiale la început de conversație. Tu singur ai recunoscut că ai vrut să faci, așa că lasă vrăjala. Codruț!
Ionuț, cum să nu recunosc dacă m-am dus la cameră aici în casă? Ce ai? Aici în planetă sunteți. Atunci ce vrei? Ai vrut să faci material sau n-ai vrut? Am făcut-o pe față de la ce... Ai vrut să faci material sau n-ai vrut? Mă, nu mă interesa, mă plictiseam! Mâine, domnule. Ce nu înțelegi? Nu e vorba de materiale, păi mă plictiseam. Am vrut cu să enervez pe Alexandra. Am mințit cu ceva? Da, și atât de tare ce ai enervat-o pe Alexandra, încât Alexandra stătea acolo și n-avea... Maria, ai venit a doua zi și mai aveai. Maria, am mințit cu ceva? Ai venit a doua zi. A doua zi pe mine și ți-ai luat. A doua zi pe mine m-ai enervat. N-ai vrut să faci acolo pe moment, pentru că credeai că... Nu, nu este adevărat. Hai să spune de ce m-ai enervat a doua zi. A vorbit pe mine și m-am enervat din cauza faptului că am aflat aceste lucruri. Maria, du-te viața mea acolo la vitrină unde ai fost și lasă-ne pe noi. Ați vorbit cu Codruț. Hai să vă aflat aici, nu minți. Ai aflat acasă. Aici l-ai aflat că mie. Îi ziceai în partea aia, vorbeai cu Codruț la telefon și că îi ziceai, băi, ești... Și am auzit și numele meu și am ieșit și afară. Maria. Acasă. Adelina, Maria. Aminte când erai în baie și m-ai întrebat, se ceartă Maria cu Alexandra? Maria. Vorbeai, cred, cu George. Cu George. Păi, da, și Maria, eu, Maria, Maria. Păi atunci ea se certa cu el afară, am ieșit afară, m-am uitat. Maria, se certa. În momentul în care a venit aia cu Mădălina și zis, cu Mariana, scuză-mă, aici în spate și a zis că... Da, Mariana, când ați venit voi și a spus că aveți nu știu ce bombă și să vedeți despre Romeo. Și eu atunci aflasem că voi două, tu cu ea, faceți materiale, acasă aflasem. Deci a fost? Nu înțelegi? Alexandra. Tu aici în spate. Deci cum asta treaba? Alexandra, materialul l-ai jucat tu? Și am vorbit despre asta. Alexandra, materialul l-ai jucat tu? Foarte bine. Materialul l-ai jucat tu? Pe registrare, Codruț spune, ca și cum Alexandra a rămas fără materiale și am dat un ajutor. A, da! Da, da, da! Da? Acum înțelegi și tu! El a spus, acum înțelegi și tu, Alexandra, nu mai... Draga mea, nu știu cum să spun eu ție, dar... Alexandra, asta să-i spui lui Codruț? Acum înțelegi și na, Maria, acum înțelegi și tu, Alexandra nu mai are materiale și... Așa se zice? Da! Este corect, dacă vrei să arată Maria înregistrarea afară, să vedem care minte. Eu când a spus că nu e adevărat, tu stai și îl crezi pe Codruț atunci. Ce zici? Dacă eu am spus că nu e adevărat, că n-am vorbit, atunci stai și crede-l pe Codruț. Îți arată Maria registrarea. Bă, termină. Îți arată Maria registrarea. Și Mariana și Mădălina nu, că Mădălina n-are nicio treabă, că ea e cu George. În seara aia vorbeam cu Nicos. În seara aia cu Nicos. Deci aia vorbea la telefon cu Nicos. Și la un moment dat l-a auzit promoiu că vorbește la telefon. Și m-a chemat și mi-a dat o cască. Ascultă și tu, ca să nu zică lumea că am auzit doar eu. Atât, nu a fost vorba că să vină cineva să facă materiale. Dar ce discutau? Romeo, vorbea Romeo cu o fată și îi spunea iubita mea. Da, și atunci i-am chemat stau cu iubita mea în gură. Aștept tot stau cu iubita mea în gură. Nu vezi că până și... Păi asta zic, atât, asta a fost singura discuție care s-a vorbit referitor la Romeo. Adică asta am auzit atunci. Doar vorbele astea, atât. Atât. Altceva, nimic. Și n-a zis, doar i-am zis-o la mișto. Vezi, Romeo, că o să vin și o să zic mâine că ai iubit acasă și tu stai aici și te dai la Alexandra. Atât. Nu ați nimeni că îi face materiale sau nu știu ce. Și nici nu i-am zis nimic. Dacă ai fost atent a doua zi când am venit în casă, nu a vorbit nimeni cu el despre iubita lui. A vorbit Cristi, n-a vorbit noi. Și referitor la discuțiile care au urmat, au fost între Codruț, Alexandru și Nicos. Romeo n-a mai făcut parte din acele discuții. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.